Bună frumos, am părăsit încăperea. Cu camera nu-ți permite. Ia uite la dânsul, dar de unde ai luat asta? De cum? Încăperea să prestează servicii publice. Încăperea să prestează servicii publice. Gata, ăsta e spațiu public. Și nu care pați? Ia că aici e spațiu public. Tu te băi de aici. Prestați servicii de prestați servicii de interes public. Prestați servicii de interes public. Și așa tu vorbești așa. Pentru că sunt într-un stat de drept și am drepturi, da. Tu de aici. Ia că ascult ce spune polițistul. Nu intrați în conflict. Nicăieri nu scris că interzis formă. Da. Constituția spune că am dreptul de acces la informații. Aici prestați servicii de interes public, gata. Prezentați interes public. Locul vostru privat se echivalează cu spațiile publice. Și-o găsit, el spune cu brega în poară despre drepturi. E nu, el s-o gândi că dacă are baston și pistol, poate să mă impresioneze. Ești un om foarte provocător. Da, măi. Am văzut că nu știi legile și o să te vadă și mama. Ia ca așa, deci, dacă locul ăsta prestează servicii, așa. Poate fi cel mai privat, poate fi dormitorul proprietarii. Dacă prestează servicii publice, gata, aici e spațiu public, ia uite ce scrie. Stimate consumatori, deci aici subordonează și legii fiscale și legii de protecția consumatorilor și altor legi. Nu, și un număr de telefon unde să telefonez, că am vrut să telefonez la administrație. A. Să nu trebuie să-ți dea condica de reclamație, bani, trebuie să-ți dea. Să se întoarcă banii. Condica trebuie să fie aici la vedere, da, registrul de reclamație. Număr de telefon, unde ne adresăm? Am înțeles. E greșeală, e casa, e greșeală. Este 400 de lei, numai eu știu cum și... Nu, și am câștigat odată și multe câștigat. În... Dacă ești 720 sau și... Da, 732 de lei și nu vor să ne se întoarcă banii. El provoacă poliția, dar urmă și el poliția. Vă rog frumos, păzăți-mă poliția. Și nu mă păzăști, eu cum mă păzit? Că dacă era după mintea ta, mă, eram la pământ și cu pistolul la tâmplă. După aceea ai vezi, da, explicații, da, ce? Cu camera și unde n-aș vede. Și ai văzut multe videouri din vană cu mine sau cu alții? Dar nu din erare. Ar fi din erare. Acolo chiar că e spațiu privat. Da, da. Decât dacă prestează servicii, dacă faci hidromasaj sau ceva. Iubiește tare mă iubești, știu. Îți face rău ăștia bani, nici de drum n-am să mă duc acasă, ultimii bani au fost amăreată, că am fost convins că ați câștig și ei nu vor să-mi dăie banii. Îți bat joc de lume. Dar dacă și voi credeți în el unde este, ce-ți vă fac? Credem, nu credem, dar cum? Câștigi odată în jumătate de an și trebuie să... Exact. Să te amedească, să... pentru... Sau le permit și fac legal, sau le interzic și atunci fac clandestin. Dacă uite, în țara, azi e data de 22. Câți bani s-au introdus la mine pe cont? 200, 200, 250. Nu, asta e din 20 de am. Din 20, azi, dar eu ți-arăt, da, azi 400 și în placa s-am pariat așa. Mult. Și? Și am și, iacă, băiat care o... Martor. Martor, care o pariat, care... pe data de 19, 1000 de lei, pe data de 19, 800, pe data de 18, 200. Ei, lasă, dar tu azi... Nici un nic, iacă, uitați. Dar tu azi ai jucat. Da, astăzi am jucat și... Și azi ai câștigat. Am câștigat și nu vrei să ies o greșit acolo, nu vrei să-mi dăi bani. Da, dar camera asta așa nu o iubesc. Puneți mască, puneți mască, îmi plăcu mască, ca mafia. Că asta nu o iubesc, dar... Da, așa e despraveghere, așa e despraveghere, a voastră o iubești, uite, așa e o iubești, da? Te-o filmat de când ai intrat aici. Așa e, nu te deranjează, da? Nu mai ești privat. Ți-am mai spus odată, nu-i privat. Asta e problema lor, mă ascultați spune. Asta e problema lor și nu le place, da? Bine, dumneavoastră ați solicitat poliția, cum să fiți bun și ascultați cum vă dau eu întrebări. Ok, înțeleg? Da. Dar cum și-o să plătim? Are o să plătim. Dobre. Examinăm materialul. Dar nu plătiți? Uneori se întâmplă. Aștept. Și-o gata, nu știu. Dar și-și mătaie câștigat? Da. Ai mai câștigat și alte dăți? 80, da. Și-ți dădeau banii? Dădeau. Ei, cred că omul ăsta e mai cu ghinion. Ia că e mai cu ghinion omul ăsta și de atâta. Nu i-a plăcut de chep ca lui, cred. Spun, cum spune, și-a fost, a fost. Deci, mata, vrei și banii, și câștigul, și despăgubiri pentru... Foarte curent. ...experiență. A încercat. Au, de bunăvoie. Este administrat, am vrut telefonez administratorul, să mă plăc. Și noi. Nu-i, dați-mi un număr de telefon, cui sunt, cine îți telefonez? În caz de greșeală, da, se întâmplă, mă rog. Dar cine îți telefonez? Și au reguli care în schimb, te anunț unde mai au alte case. Din casat banii, tot la vedere. Da.
tot va vedea de un casat bani. Dacă să-i primești, trebuie să chemi poliția, trebuie să chemi jurnaliști, pază, chestii. Mafia, să... mafia dacă o chemai mai repede se rezolva. Ei, mai șez o leacă, da. Îți fac un fost. Am înțeles, știu. Nu, deja a fost solicitat oficial, poliție. Iată-ți, cere bonul de casă. Eu trebuie să cer bonul de casă, trebuie să-l dau. Ești obligat să-l dea, sigur că foarte corect. Fără bonul. Dar l-ai cerut vreodată? Când l-au luat. A, crezi că n-au apărat de casă? Poate să-l luau, dar îl dau, eu mă rog. Ca ăsta sigur nu-i bon de casă. Ăsta e un fleac, nu e bon fiscal. Ei nu plătesc impozite din asta. Poate evidența internă a activităților, dar asta e altceva. Domnule Oleg, mă deranjează chestia că pariul prinesc, dar să le achete. Bani prinesc? Da. N-am fost bătut. Păi care problemă, dar ce? N-am fost bătut. Care problemă? Asta mai lipsește să-l bată. Pentru că avem poliție de stat, care oameni, lege și... Deci vă bătut. Știi unde e registrat firma? Raionul de Băsari, satul Malavata. Приднестровье. Мы в Речево. Vedeți, 30.000 de lei, n-are importanță, la cota 1 întreg și punctul 1, da? Se primește la sachete 33.000, dar aici scrie că maxim... Mai mult de 30.000. Adică, înțelegi care e chestia? 30 îi primesc? Dacă să achete 33, nu achetă, îți întorc 30.000. Dar ei se roagă ca să o pierzi, înțelegi? Care e chestia? Câte filiale au, e plină Moldova cu de aici. Să înțelegi, da, cum la noi se numește buzi. Nene, să ne înțelegi corect, eu nu am participat în jocurile astea, nici n-am ligat. E posibil ca până la ora 4 să fi fost numai 12 clienți? De la ora 11 până la 4, 300 de clienți. Deci nu-l dau la test bonuri, numai la cei cu sume mai mici. Da. Și acolo cameră, și în partea aia cameră, și unii dorește, dar nu. Și este o oră care se înregistrează acolo, și la dumneavoastră lor, și la mine, la ce oară a fost paliată și se valoriată. Nu e așa de ușor. Ai serioasă treaba, pariurile. În partea asta? În partea asta am făcut? Băi, eu da, sunt de acord ca să fie în țară, în orașul nostru curat. În partea asta e pamintul sau monument, cum să zici. A, păi da, pentru deportați. Da. Memoria lor. Uite și curățenie. Dar treci strada, în partea aia, vară. Sticle, gărefe, și încă lângă universitate, unde astea nu se construiește centru comercial. Hai, dar ei sunt obligați afară, la vedere, să scrie firma care prestează serviciile astea. Nicăieri nu scrie. Scrie doar cum se cheamă Bukmekerskaya Kantora, dar nu scrie ce SRL o gestionează. Mafia, cred. Ne tai permis de port armă pentru automatul ăsta? Este. Da? Tot este. La firmă sau chiar personal? Și personal și la firmă. Deci e voie cu armă automat să îmbli pe un oraș, da? Poftim? E voie cu armă automat să îmbli pe un oraș. Este, drept. Ce-ți mă trebuie? Dar dacă îmbli, este? Nu, poate să nu fie. Poate să nu-și fie? Nu. A? Dar ce fel de producție așa? Asta? Că nu-i rusească, nu? Cred că mai degrabă. De ce ai să mai zic că ești? E așa, sunt curios eu. Bravo. Graba, mai vestit ca ești la domnul. Dar așa sunt vestit. La domn 22. Îi scrii plângere? Da, scrii plângere pentru că... M-au răzvet că nu mai pot.
20 și 14. Dar nu trebuie ora din mai din care a fost 20? Momentul audie. Da. Tazi 20. A, dar trebuie să scriu cu rog să restitui banii, nu? Păi asta așa. A, asta așa. Cum ai zis că te numești, Nicolae? Yemchenko. 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 Mă, tinc, el nu poate cere de la poliție recuperarea banilor. El poate doar cere constatarea faptei ilegale și după aceea în dosar civil îți cer recuperarea prejudiciului. Inclusiv daune morale și cheltuieli de judecat. Poliția doar constată că ți-a încălcat dreptul. Și poate că nici nu ei, dar o strimit probabil la agenție pentru protecție consumatorilor. Dar aici nu-ți califică ca escrocherie sau ce? Deja agenție, adică a fost eliberat de lietă, independență. Poliția o să vedem toate actele. Ultima asta e copia la plângerea dumneavoastră care a zis. Originalul rămâne mine. Asta e la... Da, plângerea dumneavoastră. Doriți să fac și la explicat? Da. SMS. Mă rog, frumos. Careva adăugări sau doriți numărul meu de telefon, poți vă da. Da. Asta e internet, da? Da, da. Eu n-am acces la televiziune. Mi-a închis emisiunea de la jurnal. Dar ce? Întreabă-i pe ei de ce. Curaj.tv.